Biserica Adormirea Maicii Domnului din parohia Plugova, județul Caraș-Severin, a îmbrăcat astăzi haine de sărbătoare. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a binecuvântat lucrările făcute la exteriorul lăcașului de cult și a oficiat Sfânta Liturghie. La final, ierarhul a sfințit și casa parohială. Iată, după 3 ani, suntem din nou la Plugova pentru a binecuvânta lucrările exterioare efectuate în ultima perioadă la această Sfântă Biserică și pentru a sfinți casa parohială, o nouă casă parohială achiziționată și amenajată în această parohie fruntașă din Episcopia Caransebeșului. Îl felicităm pe Părintele Paroh, Marian Pavel, și pe toți ctitorii și binefăcătorii acestei biserici. Toți cei care s-au implicat în renovarea și în frumusețarea bisericii au primit din partea ierarhului acte de cinstire. Pentru credincioșii parohiei Plugova, ziua de astăzi a fost o zi de adevărată sărbătoare, sărbătoare duhovnicească marcată de prezența Preasfințitului Părinte Episcop Lucian în mijlocul acestor credincioși. Spuneam că este o sărbătoare importantă pentru acești credincioși pentru că au deosebită bucurie de a sfinți, de a le sfinți biserica și lucrările executate la biserică, precum și sfințirea casei parohiale care a fost achiziționată de către părintele în urmă cu 2 ani de zile. Mai este luna în care parohia noastră a fost vizitată de ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, vrednicul de pomenire Vasile Lăzărescu în anul 1954, a binecuvântat lucrări, episcopul Laurențiu Streza în anul 2000, episcopul Lucian al Caransebeșului în 2011 și iată astăzi a binecuvântat din nou lucrările noastre și ostenelile, inclusiv cele de la Casa Parohială, care după absență de peste 50 de ani a fost cumpărată și a fost renovată în totalitate, cuprinzând și acoperișul bisericii, care este un lucru extraordinar din partea noastră. Alături de credincioși, la slujba au participat și autoritățile centrale și locale. Am avut o plăcere deosebită și am trăit o emoție deosebită astăzi, datorită evenimentului care a avut loc la biserica din satul nostru, prin prezența Preasfințitului Episcop al Caransebeșului. Suntem onorați, suntem emoționați pentru această minunată zi care s-a desfășurat cu participarea tuturor localnicilor, a Preasfințitului, a Părintelui Protopop și a celorlalți părinți cucernici. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Etos al Episcopiei Caransebeșului.